Eu zic să luăm loc. Noi o să facem o scurtă prezentare, dacă o să mai aveți... Dacă o să mai aveți întrebări, noi să fim disponibili să le răspundem, după care colegii mei de la Minister o să vină cu o notă mai detaliată pe toate cifrele legate de beneficiari, sume, compensații medii. Eu o să încerc în prima parte să fac un sumar a rezultatelor și a cifrelor de bază, după care am să rog pe colega mea, Andreea Cuziova, care este rezident adjunct a Programului Național pentru Dezvoltare, să se refere la impactul programului de compensații asupra bugetelor gospodărilor din Republica Moldova. Și în final, colegul meu Dan Perciun o să facă o retrospectivă a celor mai importante modificări pe care le planificăm să intre în vigoare pentru următoarea perioadă rece a anului. Ne referim la noiembrie 2023, martie 2024. Scurt despre finanțare. Deci, noi am planificat 870 de milioane de lei pentru luna noiembrie din 2022 și 5 miliarde de lei pentru compensațiile din decembrie 2022, martie 2023, pentru că acestea sunt achitate în 2023 și pentru noiembrie 2023. Și în total, pentru noiembrie 2022, noiembrie 2023, sunt planificate 5 miliarde 870 milioane. Aici este contribuția partenerilor noștri de dezvoltare. Vreau încă o dată să beneficiez de această oportunitate să le mulțumesc profund din numele Guvernului, numele Ministerului și numele tuturor cetățenilor Republicii Moldova pentru suportul generos. În total, contribuțiile partenerilor se cifrează la 3 miliarde 458 de milioane de lei. Aici, vedeți, este donatorul, suma și data când a fost dezbursată. Iarăși, această prezentare și nota care va fi expediată de colegi, o să găsiți mai multe detalii. Aici sunt compensațiile care sunt... Op! Stați, ce se întâmplă? Dar putem să rugăm colegii să... Până clarificăm cu prezentarea. Deci, compensațiile pe care le-am achitat până acum, fără luna noiembrie 2023, se cifrează la 3 miliarde 468 de milioane de lei. Deci, pentru luna noiembrie am achitat 851 de miliarde, pentru luna decembrie 703 milioane, pentru luna ianuarie 634 de milioane, pentru luna februarie 594 de milioane și pentru luna martie am achitat 685 de milioane de lei. Deci, astea sunt compensațiile achitate fără luna noiembrie 2023. Așa, încerc eu să fac așa, nu merge, acolo cred că eu. Deci, pentru, încă o dată, ca să clarific, noi avem în sistem, avem 5 grade de vulnerabilitate. Dacă o gospodărie cheltuie mai mult de 90% din venitul disponibil pentru achitarea energiei, deci mai mult de 90%, atunci ea este încadrată într-un grad de vulnerabilitate foarte ridicată. Dacă aceasta utilizează între 35% și 90%, gradul de vulnerabilitate energetică este ridicat. Dacă între 15% și 35%, gradul de vulnerabilitate este mediu. Dacă mai puțin de 15% este grad de vulnerabilitate energetică scăzută și dacă mai puțin de 10% sunt considerați consumatori non-vulnerabili. În perioada aceasta rece a anului, noi am în sistemul
informațional privind vulnerabilitatea energetică, au fost prinși 763.561 de gospodării. Vreau să menționez că aproximativ 303.885 din toate cererile din sistem au fost înregistrate cu sprijinul a 2.487 de asistenți sociali și bibliotecari. Colegii noștri din teritoriu au depus o muncă extrem de dificilă într-o perioadă destul de scurtă. Dar fără start la laptop și spune. Windows și capa parcă trebuie să facem. Windows P. Așa. Și jos arată ce e acolo. Acolo, da. Deci vreau să spun că noi suntem foarte recunoscători pentru efortul depus. Noi când mergem în teritorii, discutăm cu colegii noștri asistenți sociali. Unii dintre ei au spus că a fost o muncă dificilă. De multe ori cetățenii erau nemulțumiți, au fost hărțuiți, unii au fost loviți. Și eu ca și ministru și noi la minister înțelegem că a fost un sacrificiu enorm. Noi le mulțumim foarte mult și le suntem recunoscători pentru faptul că au depus această muncă într-o perioadă destul de complicată și într-un timp foarte scurt. Din aceste 763.000 de gospodării, în luna noiembrie, 82% au fost incluse în categoria de vulnerabilitate foarte ridicată. După care, ponderea acestor gospodării în categoria foarte ridicată a variat la 80%, 77%, 78%. Deci noi în lunile anterioare, în luna ianuarie-februarie, am aplicat filtre adiționale pentru a identifica mai bine gradul de vulnerabilitate și o parte din aceste familii s-au regăsit în alte deci grupuri de vulnerabilitate. Dacă vorbim de modul în care s-a utilizat bugetul, în dependență de gradul de vulnerabilitate, vreau să spun că 66% din toată valoarea compensațiilor achitate de guvern au beneficiat gospodăriile care au avut un grad de vulnerabilitate foarte ridicat, după care 14% din valoarea compensațiilor a fost utilizată pentru gospodăriile cu grad de vulnerabilitate ridicată, 6% gradul de vulnerabilitate medie și 11% din valoarea compensațiilor a fost utilizată pentru gospodăriile care nu s-au inclus în sistemul de vulnerabilitate, dar noi le-am achitat compensații. În luna noiembrie lor li s-a atribuit gradul de vulnerabilitate mediu, în lunile decembrie până în martie li s-a atribuit gradul de vulnerabilitate scăzut. Preocuparea noastră a fost ca să ne asigurăm că toate gospodăriile beneficiază de un anumit nivel de compensație, chiar dacă încă nu s-au înregistrat, din vari motive, pentru că nu au avut timp, nu au înțeles, da? Și prin asta se explică decizia noastră. Și compensațiile medii. Acestea au variat cu siguranță în dependență de sursa de energie. Pentru electricitate, în luna noiembrie, compensația medie a fost de 104 lei. Începând cu luna ianuarie, februarie și martie, compensația medie a fost de 18-17 lei, deoarece tariful pentru energie pentru sursa de electricitate a scăzut și respectiv și compensația medie. Putem să începem lumina să se vadă mai bine? Sau e ok, se vede, da? Mersi mult! Așa.
Da, aici vedea, spuneam, aici sunt ponderea în dependență de gradul de vulnerabilitate pe fiecare lună a gospodăriilor din sistemul nostru de compensații. Putem spune că undeva 92%, 93% se încadrează în gradul de vulnerabilitate foarte ridicat și ridicat. Aici, în tabel, este prezentată compensația media. Pentru energia termică, vedeți, în noiembrie 22, 568 de lei, în ianuarie s-a ridicat la 1093 de lei și așa mai departe, iar și în martie a fost 1117 lei pentru că tariful a fost a crescut și puteți vedeți în tabel și compensația medie achitată în dependență de gradul de vulnerabilitate. Spre exemplu, compensația medie pentru energia termică pentru gradul de vulnerabilitate scăzut a fost 219 lei în noiembrie, pentru foarte ridicat a fost 789. Pentru gaze naturale, pentru gospodăriile cu grad de vulnerabilitate scăzut a fost compensația de 306 lei, pentru gospodăriile cu vulnerabilitate foarte ridicată a fost de 746 de lei. Pe gaz am încercat să vedem care a fost procentul din factură, ponderea din factură, care a fost acoperită de compensații în dependență de gradul de vulnerabilitate și pe luni. Și vedeți că pentru gospodăriile, pentru aproximativ 80% din gospodăriile din sistemul nostru de compensații, noi am acoperit pentru gaze în proporție de la 57% la 51%. Deci jumătate din factură a fost acoperită din compensații pentru gospodăriile cu cel mai înalt grad de vulnerabilitate, adică peste pentru 80% din gospodăriile care au fost înregistrate în sistem. Iarăși puteți vedea compensația medie în lei, în dependență de deci luni și gradul de vulnerabilitate. Și ultimul tabel arată deci, procentul de gaze naturale utilizate și care a fost de fapt compensate și vedeți că indiferent de gradul de vulnerabilitate, pentru majoritatea consumului de gaze, noi am oferit o compensație. Da? Și aceleași date în cazul compensațiilor pentru agentul termic. Iarăși compensația medie și la tabelul de jos vedeți care este proporția din factură pe care am compensat-o în dependență de gradul de vulnerabilitate. Și iarăși pentru gospodăriile cu un grad foarte înalt de vulnerabilitate, noi am compensat aproximativ jumate din factură. Deci cam astea sunt datele de bază. Repet încă o dată, noi în următoarele zile o să expediem o notă mai detaliată cu cifre, cu compensațiile medii, consumul mediu pe fiecare lună, pe fiecare grad de vulnerabilitate. O să vedeți și date despre contribuțiile donatorilor, care sunt contribuțiile din bugetul de stat. Și cu siguranță, dacă o să mai aveți întrebări, noi aici suntem gata să răspundem, sau colegii mei, nu am inclus informații, noi acum le totalizăm despre numărul de cereri, numărul de plângeri, în dependență de problema care a fost semnalată de către cetățeni. Deci noi acum generalizăm aceste date ca să îmbunătățim și mai mult sistemul pentru următoarea perioadă rece anul. Eu acum vreau să rog pe Andreea să prezinte care a fost impactul pe care l-a avut sistemul de compensații asupra veniturilor gospodărilor din Republica Moldova. Nu înainte de a îi mulțumi foarte mult Andreei, echipei sale de la PNUD Moldova. Ei au fost un partener de nădejde pentru minister și pentru guvern. Am lucrat cot la cot ca să ne asigurăm ca într-o perioadă extrem de scurtă să ne asigurăm că avem un sistem funcțional, un sistem care
țintiești compensațiile. Andreea, te rog. We as UNDP in International Development Program or PNUD Moldova, we're very happy to support the government efforts to establish and operationalize the Energy Vulnerability Reduction Fund. Allow me just a couple of points highlight the specifics of our support. So we were able to work with the national counterparts, with the government of Moldova, to provide policy and analytical support in the conceptualization of the EVRF, or the concept of the EVRF, develop the legal framework, the Law 241, and the secondary legislation. We also worked together to develop the algorithm for categorization of households in four categories, including non-vulnerable category of household. We also supported in the implementation of Energy Vulnerability Reduction Fund and running the kompensatsii.gov.md. And overall, as it was mentioned, more than 850,000 households registered through the system. We also supported the government in extensive communication and popularization of the fund. Hand in hand with these efforts went the support in mobilizing the necessary funds towards the Energy Vulnerability Reduction Fund through external partners and other donors. We as well work hand in hand with the ministry to strengthen the capacities and will continue to do so. Of the ministry to run and manage the Energy Vulnerability Fund. Now I will go into the main points of the results of the impact evaluation of the Energy Vulnerability Fund, and based on the results we will be further able to work on its modernization going forward. All of this, also the results of the impact evaluation, will be summarized in three papers that are in progress by UNDP Moldova together with the national counterpart, and that's impact on income poverty, that's number one. Number two, impact on energy poverty, and impact on GDP. Domnule ministru Buzău, vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, noi, colegii de la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, UNDP, PNUD în Moldova, cum noi spunem, într-adevăr suntem bucuroși să sprijinim eforturile Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice. Și eu aș vrea să punctez câteva elemente cheie ce țin de sprijinul PNUD în stabilirea și operaționalizarea Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice. Primul aspect a fost sprijinul ce ține de politici și sprijinul analitic în ceea ce privește conceptualizarea Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice, având punctul de dezvoltare a unui cadru legal, și aici mai refer la legea 241 și legile aferente. Alt suport ține de dezvoltarea unui algoritm de categorizare a gospodăriilor, care au fost divizate în 5 categorii, inclusiv categoria non-vulnerabilă. La fel, am oferit sprijin în implementarea Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice și operaționalizarea acestuia prin intermediul paginii web compensatii.gov.md. Pe acest site s-au înregistrat în jur de 850.000 de gospodării. Așa, în alte categorie de sprijin am lucrat cot la cot și am oferit sprijin ce ține de comunicare și ce ține de popularizarea prevederilor Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice. La fel, am lucrat împreună pentru a mobiliza resurse, inclusiv din partea partenerilor externi și a donatorilor. La fel, am sprijinit și am consolidat capacitățile Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru a fi capabil să gestioneze, să operaționalizeze Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice. Suntem în desfășurăm evaluarea de impact a fondului.
Iar în continuare voi prezenta și rezultatele pe care noi le-am obținut în urma acestui sprijin. Primul ține de impactul, deci aceste rezultate sunt prezentate în niște documente. Primul ține de impactul asupra sărăciei din punct de vedere a veniturilor. Al doilea ține venitul cu privire la sărăcie energetică. Și al treilea document ține de venitul asupra produsului intern brut. The impact evaluation studied particularly three questions, and I will name the questions because it's important. They lead to the results. So the questions were: what is the impact of energy compensation on poverty, energy and income poverty, with specific impact on households below the poverty line, and with the specifics of the likelihood of the subsidy pulling people out of poverty. Second question was, what is the impact of the energy compensation on energy consumption? And the last one, what are the economy-wide impacts of energy compensation schemes? If you allow me, I will now elaborate on four specific results of the impact evaluation at the micro level. Ceea ce ține de evaluarea de impact a fondului, vreau să menționez că în cadrul acestei evaluări noi am analizat trei întrebări și eu am să le dau citire pentru că ele sunt foarte specifice. Prima întrebare este, care e impactul compensațiilor la energie asupra sărăciei? Ne referim la sărăcie energetică și la sărăcie din punct de vedere a veniturilor. Aici avem și două întrebări, care este impactul asupra gospodăriilor care sunt sub nivelul sărăciilor și care este probabilitatea ca acest sprijin, aceste compensații să scoată oamenii din sărăcie. A treia întrebare ține de care este impactul compensațiilor la energie asupra consumului de energie și a treia întrebare a fost care este impactul asupra economiei per general a schemei de compensare a energiei. Și în continuare eu am să punctez patru rezultate specifice în urma acestei evaluări a impactului cu privire la fondul de reducere a vulnerabilității energetice la nivel micro. So based on the initial results of the EVRF impact evaluation at the macro level, we can state the following. Based on the use of household budget survey data sets, the impact evaluation suggests that energy subsidies provided under the current mechanism of the EVRF have strong positive effects on reducing energy poverty, with some differentiated effects by energy sources. The current mechanism benefits the high vulnerability households more than the other categories, which also shows the fact that we consider the compensation quite well targeted. That's number one. Dacă ne referim la rezultatul inițial pe care noi l-am obținut în urma evaluării impactului, atunci aici putem să menționăm faptul că evaluarea impactului realizată de UNDP în baza acelor date a studiului asupra gospodăriilor sugerează că aceste compensații, aceste subsidii energetice oferă un mecanism actual care generează efecte cu adevărat pozitive în ceea ce privește reducerea sărăciei energetice, dar cu anumite efecte diferențiate în termen de surse ale energiei. Respectiv, mecanismul actual beneficiază gospodăriile cele mai vulnerabile. Mm-hmm. Number two, due to the energy compensations, the overall effects of the decrease in income poverty is also significant. The effect is seen across all four vulnerable categories. For the very high energy vulnerability category, the proportion of income poor households is decreased by 43%.
Al doilea rezultat pe care noi l-am observat este că datorită acestor compensații la energie, efectul general a scăderii sărăcii din punct de vedere a veniturilor este cu adevărat semnificativ. Acest efect este observat în cadrul celor patru categorii de vulnerabilitate și în cazul categoriei cu un grad de vulnerabilitate foarte ridicat, proporția a scăzut cu 43%. Towards this point, I would like to also highlight that the effect arises progressively with the vulnerability category, meaning that the energy compensations are well targeted, benefiting more the household from the high and very high energy vulnerability categories. Și aici este important să menționez că efectul crește în mod progresiv în dependență de categorie de vulnerabilitate, ceea ce înseamnă că compensațiile la energie îi vizează mai bine sau beneficiază mai bine gospodăriile cu un grad de vulnerabilitate înalt sau foarte înalt. Number three, in terms of the results, energy and in particular gas subsidies help significantly reduce energy poverty for households below national absolute poverty line by 83 percentage points for natural gas in short term. But of course, such subsidies are not sufficient to address the structural problems causing income and non-monetary poverties in Moldova. Când ne referim la treilea rezultat, ține de energie și în special compensațiile la gaze naturale, aceasta ajută în mod semnificativ să se reducă sărăcia energetică pentru gospodăriile care sunt sub nivelul absolut de sărăcie la nivel național. Aceasta se reduce cu 43 puncte procentuale pentru gazele naturale pe termen scurt. Dar aceste compensații, aceste subsidii nu sunt suficiente pentru a aborda problema din punct de vedere structural, ceea ce cauzează sărăcii din punct de vedere a venitului și sărăcii non-monetare în Republica Moldova. And the last one, but we can explain more in detail. There is evidence that compensations did not trigger increase in consumption. However, there are some differences in between of consumption levels by vulnerability category, which will be further addressed by fine-tuning the algorithm. Și ultimul rezultat, cred că aici vom explica mai în detaliat, ține de faptul că dovezile au demonstrat că compensațiile care s-au acordat nu au dus la o creștere a consumului. Deși există anumite diferențe în ceea ce privește nivelurile de consum pe categorie de vulnerabilitate care urmează să fie abordate printr-un algoritm de îmbunătățire. We would be very happy to provide further details in relation to these preliminary results. Also, I'd like to add that on the macro level impacts, we are still studying the implications of subsidies on the GDP growth. Sigur că noi suntem foarte bucuroși să vă oferim mai multe detalii cu privire la aceste rezultate preliminare, dar ceea ce ține de impactul la nivel macro, încă noi urmează să obținem rezultate, pentru că încă suntem în proces să vedem cum aceasta a impactat. Thank you. Da, bună ziua tuturor. Eu am să vorbesc un pic despre care sunt planurile pentru anul viitor, pentru 2023-2024, care o să fie schimbările care urmează să le facem. De principiu, noi am scânțat câteva obiective ale schimbărilor. Deci, în primul rând, ceea ce ne dorim noi este un sistem de compensație care este cât mai echitabil. Ce înseamnă echitabil? Înseamnă că cele mai mari compensații beneficiază familiile care au cea mai mare nevoie. Am văzut că am văzut, în minim general, acest lucru ne-a reușit, dar bineînțeles că este loc pentru mai bine. De asta, unul dintre obiectivele importante pentru anul viitor este să creștem echitatea sistemului de compensație. Asta înseamnă mai bună țintire a celor mai săraci familii. Noi ne propunem să avem două categorii adiționale de vulnerabilitate,
Pentru că, după cum ați văzut, anul ăsta în categoria foarte vulnerabilă s-au înscris practic 80% din toți cei care au aplicat. Respectiv, credem noi că această categorie va fi sparsă în mai multe categorii adiționale, în așa fel încât cei mai săraci se beneficieze de compensații mai mari. În al doilea rând, anul ăsta noi nu am ținut neapărat cont de statutul, dacă doriți, de profilul membrilor familiei. Da? Noi nu am avut un punctaj adițional pentru copii, de exemplu, sau pentru persoanele cu dizabilități, în așa fel încât să ținem cont de specificul acestora. Și nici nu am ținut în cont anumite diferențe regionale de cost. Ori formal este mai scump să te încălzești în Chișinău decât este să faci la sate, respectiv și cheltuielile medii ale unei familii diferă de la o regiune a țării la alta, în special urban-rural Chișinău, respectiv și de acest lucru urmează să ținem cont anul viitor. Totodată, anul ăsta noi am întrebat cetățenii despre costuri de creditare pe care le au, dar nici nu am verificat cu birourile de credit aceste date și în același timp am limitat doar posibilitatea de a declara creditele imobiliare. Urmează să explorăm posibilitatea de a extinde informația colectată prin creditele, așa că încât mai bine să cunoaștem situația economică a fiecărei familii. Respectiv, prin creșterea echității, da? O să avem mai multe categorii de vulnerabilitate, o să ținem cont de familiile sau să acordăm atenție specială familiilor cu copii și familiilor cu persoane cu dizabilități și totodată o să ținem cont de regiunea, din mediul geografic în care locuiește o familie sau alta, pentru că și cheltuielile acestor familii sunt diferite. Un al doilea obiectiv important pentru anul viitor este să reducem frauda sau să reducem, hai să zicem așa, să creștem calitatea datelor de care dispunem pentru a stabili situația fiecare familie. În primul rând, o să ținem cont de persoanele care au vizit de reședință într-o anumită locuință. Anul ăsta noi nu am pus accept pe vizit de reședință, anul viitor o să o facem, deci pentru fiecare adresă o să verificăm cine sunt persoanele care sunt puse la evidență, în așa fel încât să stabilim dacă persoana este plecată psihotare sau nu și din ce motive ea nu a fost declarată dacă este pusă la evidență într-o anumită locuință. Au fost situații când în unele familii, membrul familiei care avea venituri mai mari a fost uitat. La alte cuvinte nu a fost indicată cerere, chiar dacă figura în viza de reședință. Respectiv, anul viitor o să cerem o explicație în sistem pentru această circunstanță și s-ar putea chiar automat să luăm în calcul acea persoană, dacă știm că ea nu este plecată peste hotare, ca să evităm situații când se mai uită câte un membru a familiei din partea celor care declară. În al doilea rând, anul ăsta, noi nu am cerut o confirmare a statutului de chiriaș. Deși există obligație legală de a înregistra contractele de chirie la FISC, noi anul ăsta nu am solicitat o asemenea verificare, nu am făcut conexiunea cu FISC-ul. Anul viitor o să insistăm ca să existe un contract de chirie care să confirme că persoana care solicită compensație cu adevărat locuiește în bunul imobil respectiv. Am mai avut circunstanțe când anumiți cetățeni cu capacitate de muncă, deci cu vârstă până la 63 de ani, care nu aveau o dizabilitate, declarau venituri zero și despre care statul la fel cunoștea ca un venituri zero. Deci s-ar putea ei să fi lucrat integral la negru și noi să nu fi cunoscut niciun fel de venituri pe care ei să le aibă. Anul viitor, în așa situații, oricum vom considera că persoana are un anumit venit. Cel mai probabil, în jurul la 50-60% din venitul mediu pe economie, pentru ca să acoperim și circumstanțele când, din păcate, în Republica Moldova continuăm să avem o economie informală destul de pronunțată și atunci să evităm situațiile când oamenii lucrează la negru, nu declară venitul, statul nu le cunoaște și noi nu le luăm în calcul, respectiv ei au o categorie mai mare de vulnerabilitate decât ar trebui să o ai. Uite, anul viitor o să facem lucrul ăsta automat. Totodată,
Mai mult pentru furnizori, pentru asistenței sociale, noi urmează să automatizăm o bună parte din procesele care anul ăsta aveau loc cumva manual. Vom primi în regim automat datele de la furnizori, le vom transmite lor datele în regim automat. Deci o să fie multe îmbunătățiri pe partea de eficiență a schimbului de date între diferiți actori. Totodată, un alt obiectiv este să eliminăm dublările cu alte măsuri similare de suport. Știți că statul mai are un instrument, se numește ajutorul pentru perioada rece anului, acei 700 de lei pe care îi oferă cash statul pentru familiile foarte sărace, la fel pentru a acoperi necesitățile energetice pe perioada iernii. Păi anul viitor, obiectivul nostru este de a le integra, în așa fel încât cetățeanul să depună un singur cerere și în funcție de situație. Dacă este branșat la un furnizor de energie, are gaz sau energie termică sau electricitate și se încălzește cu electricitate, o să beneficieze de compensații în factură. Dacă nu, atunci o să beneficieze de compensații monetară la poștă și respectiv cu acei bani nu se poate să-și cumpere lemne, cărbune sau alte necesități. Anul ăsta el avea, era în situația în care trebuia să depună două cereri. Anul viitor o depun una singură și sistemul se determine în funcție de circumstanță, ori în factură primește plata, ori o primește cash. Și tot aici explorăm posibilitatea de a îmbunătăți procesul de răspuns la petițiile consumatorilor. A fost un proces complicat de a gestiona un volum mare de întrebări din partea colegiilor, din partea cetățenilor, legate de modul de stabilire a compensațiilor. Ne propunem să simplificăm la maximum acest proces și cât mai ușor să fie pentru cetățeni să ne semnaleze anumite probleme, să-și redeschidă cererile, să poată corecta dacă au făcut anumite erori în cerere, fără a fi nevoie de a intra în contact cu o persoană angajată din partea Ministerului ca să facilităm toate procesele și simplificăm corectarea oricăror greșeli care pot apărea. Respectiv, încă o dată, doar ca să recapitulăm. Deci, pe de-o parte, ne propunem să creștem echitatea, da? Să avem mai multe categorii de vulnerabilitate, o să ținem cont, în mod special, de familiile copii, de familiile persoanelor cu dizabilități, o să fie mai mult suport pentru ei. O să punem un accent pe reducerea fraudei și aici este un mesaj pentru cetățeni. Să ne asigurăm că avem ordine la noi atunci când vine vorba de viza de reședință. O să ținem cont de contractele de chirii înregistrate la fisc și îndemnăm cetățenii să-și declare statutul de chiriaș corect la fisc. Totodată vom penaliza, dacă doriți, pe cei care lucrează la negru, care declară venituri zero și despre care se cunosc zero venituri. Vom integra cu ajutorul pentru o perioadă rece a anului, ca cetățenii să depună singur în cerere anul viitor și vom face tot posibilul ca procedura de semnalare a anumitor erori, necesități, probleme, să aibă loc cât mai simplu și să timpul de așteptare să fie cât mai scurt. Pentru că anul ăsta puteau să aștepte cetățenii și o săptămână și 10 zile să le se răspundă la un e-mail, să facem un efort anul viitor ca acest timp să fie cât mai scurt. În linii generale, astea sunt principalele schimbări care vor avea loc anul viitor. Dacă aveți întrebări, suntem gata. Cred că o să încep eu și primul, da. Noi acum suntem în discuții cu colegii de la Ministerul Energiei. Încercăm să facem anumite proiecții legate de tariful, prețul la sursa de energie, ca să înțelegem la ce nivel noi trebuie să compensăm pentru ca să protejăm gospodăriile cu venituri reduce, să nu intre într-o sărăcie cauzată de prețul înalt. Suntem într-un proces, încă nu l-am finalizat. Când o să clarificăm acest lucru, cu siguranță o să informăm opinia publică, pentru că
Inclusiv trebuie să avem și un proces de planificare fiscală în buget. Cu siguranță sistemul de compensație o să fie. Forma exactă a compensațiilor, deci rămâne să fie determinată de prețul la sursă de energie. Și doar ca să completez ceea ce a spus colegul meu Dan, faptul că noi să integrăm acel ajutor pentru perioada rece anului, de fapt, o să ajusteze și un fel de injustiții pentru gospodăriile care, din mare parte din zonele rurale, s-au încălzit cu lemne și poate noi cumva am reglementat prețul la lemne, dar iarăși a fost doar în spațiu public, prețul la transport a crescut și nu toți poate i-au beneficiat de această plată și cumva noi, prin faptul că integrăm unul, o să evităm această dublare prin care unii gospodării au beneficiat și de acel ajutor și de compensație și pe altă parte o să simtim mai bine. Deci cumva se încadrează în obiectivele noastre ca, în primul rând, acest sistem trebuie să protejeze familii cu venituri reduse. În al doilea rând, el trebuie să fie un sistem onest. Deci sistemul trebuie să, în fiecare an, trebuie să fie mult mai bun în a identifica situația reală legată de vulnerabilitatea energetică a gospodăriei. Часть компенсации идет из бюджета. Ну, в прошлом году была и более конкретная сумма. Сейчас я не знаю, что это будет. Значит, бюджет планифицирован для 5 миллиардов 800 миллионов. Deci 870 de milioane pentru luna noiembrie și 5 miliarde pentru anul 2023, inclusiv luna decembrie din 2022, care se achită în ianuarie 2023. Acum, noi am avut un suport din partea partenerilor de aproximativ 3 miliarde 458 de milioane de lei. Aici vedeți suma care am utilizat-o la moment, fără luna noiembrie din acest an, deci de 3 miliarde 468. Dar trebuie să spunem că în acest an noi am fost norocoși din câteva perspective, 3. 1. Timpul a ținut cu noi, nu a fost o iarnă, a fost o iarnă blândă. 2. Prețul la gaz nu a crescut mult mai mult, chiar dacă a fost destul de mare, nu a crescut, nu a crescut. Și 3, prețul la energie electrică a scăzut. Și acești factori, inclusiv faptul că majoritatea gospodăriilor au economisit, ne-a permis să avem un buget, să utilizăm un pic mai puțin, undeva vreo 75% din ceea ce am planificat. Și am fost norocoși în acest sens. Doar contribuții, nu a fost credit. Da, a fost doar contribuții. Deci toate astea sunt bani gratuiți care noi am primit pentru ca să facem față. Deci, pornind la ceea ce spunea domnul ministru, da, bugetul total planificat, inclusiv noiembrie anul trecut și noiembrie 2023, e cam 5-9 miliarde. În partea donatorilor s-au asigurat finanțare 3,4, pentru 34. Da. Deci asta e în jur de 58% bani de donatori, 42% bani din bugetul de stat. Asta e planificat. E executat, din ponderea banilor din partea donatorilor este mult mai mare, deci în jur de 80%. Pentru că, ținând cont de faptul că nu a fost iarna atât de rece, consumul total nu a fost la nivelul celui planificat. Dar, practic, planul era 40-60, deci s-a reușit ca 60%, în jur de 60% din ce s-a gândit a fi în buget, să vină de peste hotare sub formă de grant. Ok. Colegii mei o să revin cu o notă mai detaliată. Vă încurajăm alte întrebări. Vă mulțumim mult pentru interes.
societatea, întregii parteneri dezvoltare, despre rezultatele și ceea ce am reușit noi să facem pentru perioada acesta 10 anului. O să povestim despre numărul de beneficiari, grupurile de vulnerabilitate energetică în care acești beneficiari au fost incluși, care este compensația medie în dependență de sursa de energie, care este procentul din factură care a fost compensat, care a fost bugetul utilizat, care a fost bugetul planificat, și colegul meu, Dan Prăciun, va povesti despre care sunt intențiile noastre, lecțiile de bază învățate, care urmează a fi implementate pentru când ne pregătim pentru următoarea perioadă de 10 ani. Da, oricum despre compensație, care a fost compensația maximă de care au beneficiat persoanele, compensația medie care au fost? Câte persoane au beneficiat? Ce compensație? Deci noi în următoarele zile o să oferim tuturor un raport mai detaliat. Compensația medie variază în dependență de sursa de energie, dar undeva compensația medie pentru gaz a fost de 950 lei, pentru sursa de energie termică de 880 lei, iar compensația medie pentru energie electrică a fost de 17 lei, pentru că la mijlocul perioadei rece, deci în luna ianuarie, a avut loc o ieftinire a tariful pentru energie electrică a fost coborât, respectiv și compensația plătită de către guvern a fost mai mică. Compensația mare sau mică variază în dependență de mai mulți factori, dar noi în raport o să oferim. Spre exemplu, pentru consumatorii în care au fost incluși în gradul de vulnerabilitate maximă, noi am compensat 50-55% din factură. Pentru consumatorii care au un grad de vulnerabilitate mai scăzut, 35, 20, 15 și mai departe. Deci, în datele pe care le vom prezenta, o să oferim detalii de acest gen. Deci, noi, în cadrul sistemului, avem peste 770.000 de gospodării, aproximativ 79% din gospodării li s-a fost atribuit gradul de vulnerabilitate extrem de mare, deci cea mai mare grad. Majoritatea gospodăriilor beneficiarilor din sistemul nostru au un grad sporit de vulnerabilitate. Da, în total au fost acordate cât valoarea compensației care este? Valoarea compensațiilor până în acest moment a fost de aproximativ 3 miliarde 440 de milioane de lei, dar trebuie să ținem cont că noi mai avem și luna noiembrie, pe care am planificat-o în acest an. Bugetul total pentru acest an, 2023, a fost de 5 miliarde de lei. Pentru luna noiembrie, anul 2022, a fost bugetate suma de 880 de milioane de lei. Dar pentru următorul sezon ar urma să fie făcute niște modificări în formula de calcul. Care ar fi modificările acestea și de ce sunt esențiale? Inclusiv adăugate. De ce este nevoie de aceste modificări? În primul rând vrem să țintim mai bine gospodăriile care au venituri mici. Vrem să introducem mai multe ajustări la sistemul informațional pentru ca să putem să înțelegem mai bine câte persoane sunt în gospodăria care urmează să beneficieze de compensații. Încercăm să vedem dacă putem să ne cuplăm și cu alte surse de informații, cum ar fi informația de la birourile de credit, ca să aflăm cât mai multe date despre veniturile gospodăriei, pentru că scopul de bază a acestui sistem este să identificăm gospodăriile cu venituri mici, să înțelegem care este gradul lor de vulnerabilitate și să țintim cât mai bine nivelul compensațiilor la nivelul de vulnerabilitate energetică. Sunt persoane care nu au beneficiat de aceste compensații, cu toate că meritau să aibă aceste compensații. Și ce va fi cu ele în continuare? Probabilitatea acestor persoane este relativ mică, dar putem să ne imaginăm situații în care o persoană, o gospodărie, cel mai probabil din regiunea rurală, nu beneficiază, deci nu este conectată la gaz, nu este conectată la agentul termic, respectiv această gospodărie a beneficiat de compensații pentru energie, care au fost destul de mici, însă guvernul administrează un alt program de compensații netargetat
deci nu ne targeta, deci pentru familii cu venituri mici, care se numește APRA. De aceste compensații au beneficiat aproximativ 220.000 de persoane, 40.000 de persoane din zona urbană și undeva 180.000 de gospodării din zonele rurale. Deci au fost alt program care a încercat să clarifice acest lucru. Pentru următoarea perioadă a regeanului o să încercăm să ajustăm sistemul pentru a cuprinde și aceste gospodării. Valoarea compensațiilor care au fost oferite prin cadrul acestui program? 700 de lei lunar. Și aceste persoane au primit bani, deci nu a fost compensat prin intermediul agentului furnizorului de energie. Aceste 220 de mii, da? Da, aceste 220 de mii, da. 700 de lei pentru lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie și martie. Mersi. Da, pe lângă dumneavoastră.